Alexandru Rafila a pus monopol pe comunicarea din sistemul de sănătate. Potrivit unui document intern, ministrul sănătății a cerut tuturor DSP-urilor să dea informații despre controlele din spitale doar cu avizul Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila le transmisese direcțiilor de sănătate publică din țară că pot oferi informații despre activitatea de inspecție și control doar cu avizul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, arată un document intern. Prin prezenta vă comunicăm faptul că în situația în care o instituție sau o persoană juridică de drept public vă solicită transmiterea de informații sau documente privind raportarea activității de inspecție sanitară de stat și control în sănătate publică desfășurată la nivelul județului dumneavoastră sau a municipiului București, transmiterea acestora solicitanților este permisă numai după avizarea conținutului acestora de către Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, care permite sau respinge solicitarea de transmitere a documentelor mai sus menționate, se arată în document. De asemenea, se menționează că și comunicatele despre controle au nevoie de undă verde din partea Inspecției Sanitare. Totodată vă aducem la cunoștință că orice comunicat pentru mass media privind activitatea de inspecție sanitară de stat și control în sănătate publică desfășurată la nivelul județului dumneavoastră sau a municipiului București va putea fi transmis numai după avizarea comunicatului de presă de către Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății. Subliniem faptul că facem referire la întreaga activitate de control a Serviciului Control în Sănătate Publică din cadrul instituției dumneavoastră, nu numai la acțiunile tematice de control, după cum se mai arată în documentul respectiv.